De astăzi, lumea handbalului este mai săracă. Antrenorul Ion Milovan s-a stins din viață la 70 de ani. Astăzi este o zi tristă pentru sportul mehedințean. Domnul profesor Ion Milovan, maestru emerit al sportului, a încetat din viață. Am avut o colaborare deosebită cu dumnealui, a promovat la loturile naționale numeroși sportivi, iar pe plan național și internațional chiar a avut rezultate deosebite. Cuvintele sunt de prisos. O emblemă a sportului mehedințean, a fost unul din titanii handbalului românesc la nivel de juniori și prin mâinile dânsului au trecut, cred că sute sau chiar mii de sportive handbaliste și unele dintre ele au ajuns chiar la loturile naționale. Este un moment trist la Clubul Sportiv Școala Drobeta Trun Severin. L-am pierdut nu pe antrenorul, pe omul Milovan, un om de mare caracter. E greu de exprimat și de spus mai multe despre acest om. Ion Milovan a fost una dintre cele mai mari personalități ale sportului de performanță și handbalului din Mehedinți. Între anii 1958 și 1973 a fost jucător activ de handbal la Dinamo București, Știința Bacău, unde a fost antrenat de Lascăr Pană și a jucat alături de Petre Avramescu sau de Liviu Paraschiv și la alte cluburi din Orșova și Drobeta Turnu Severin. Din anul 1973 a fost antrenor la Clubul Sportiv Școlar Drobeta Turnu Severin, unde timp de aproximativ 40 de ani a condus una dintre performantele secții de handbal feminin din România, care a dat handbalului național și internațional jucătoare cu nume sonore: Diana Puiu Lazăr, Gabriela Tănase, Florentina Trăistariu, Aneta Pârvuț, Udri Ștoiu, Luana Șeitan. În spatele acestor performanțe stau multe ore petrecute pe zi în sala de sport, acolo unde era lumea lui Milovan. S-a dedicat trup și suflet pentru sport. Pe primul plan a fost sportul pentru el, handbalul. A lăsat pe ultimul plan familia, ceea ce unii dintre profesori și antrenori nu fac în momentul de față. A fost unul dintre cei mai buni antrenori care au fost la Clubul Sportiv Școlar și, nu mă joc cuvintele, unul dintre cei mai buni antrenori din țară. Profesorul Ion Milovan a fost apreciat cu diplomă de merit de către Comitetul Olimpic Român și Ministerul Tineretului și Sportului, fiind singurul antrenor emerit de sport din județul Mehedinți. Deși a fost antrenor de fete, Ion Milovan l-a dat handbalului românesc și pe Alexandru Buligan. Milovan ieșise la pensie de 5 ani. Înmormântarea va avea loc mâine în satul său natal, Batoți.